lui Davnes, de la Școala Gimnazială Alexandru Blahuță, Oltenița. Profesor coordonator, Școala Generală numărul 3 din Navodare a organizat pentru al treilea an consecutiv competiția Navo Pontica. Concursul are ca scop educarea copiilor prin ecologie, civism și sport. În acest scop, în Navodar, timp de 4 zile, peste 100 de elevi s-au întrecut în diverse competiții. La final, primăria Navodar le-a oferit diplome și premii. Și mă rog să vă întreb dacă v-ați simțit bine la Navodar. Nu prea am auzit, dar v-ați simțit bine sau nu? Și dascălii au fost premiați. Domnului profesor Florian Vlad. Tot în cadrul competiției, în cadrul campaniei Litoralul fără droguri, elevii au avut oportunitatea să învețe de la specialiști despre efectele nocive ale drogurilor. Campania Litoral fără droguri a participat în cadrul proiectului Navo Pontica, a fost invitată să transmită mesajul de a nu consuma droguri, da, și să conștientizeze tinerii aflați în tabăra Navodar cu privire la riscurile la care se expun în urma consumului. În această campanie, Centrul de Prevenire Valoare Consiliului Antidrog Constanța a oferit premii și diplome celor participanți. Locul întâi a fost câștigat de către echipajul Nufărul din Brăila. În viitor, în cadrul competiției, elevii vor avea parte de mai multe surprize, promit organizatorii.